Programul de prevenție pentru persoanele care au împlinit 40 de ani ar putea ieșua din cauza nepăsării. Pe de o parte, oamenii nu par interesați să afle care le este starea de sănătate, deși analizele sunt gratuite. Pe de altă parte, nu sunt primiți în laboratoare pe motiv că nu sunt fonduri. Asta deși legislația spune clar că există bani care pot fi recuperați în luna următoare dacă se termină pentru luna în curs. Într-o singură zi, în 4 laboratoare, am primit același răspuns. Reveniți! Urmăriți un material realizat cu o cameră ascunsă. Trebuie să urmăriți ziua în care noi facem programări când primim plafon, undeva pe la sfârșit de lună, pentru luna următoare. Această discuție a avut loc într-un laborator privat. Am cerut un set de analize pentru o persoană care are peste 40 de ani și care, conform noilor reglementări, în baza recomandărilor medicului de familie, nu trebuie să plătească nimic. Mi s-a spus însă că luna aceasta nu mai sunt fonduri. Un refuz inadmisibil, spune președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Faptul că nu sunt fonduri nu este o explicație care se aplică. Norma spune foarte clar că aceste servicii trebuie acordate. Deocamdată, reprezentanții laboratorului nu au răspuns solicitării ProTV pentru a oferi un punct de vedere. Situația se repetă însă și în alte locuri. Dacă reușiți să ajungeți în data de 26 și eu nu aveam suficiente fonduri, cum are dragul vă ajută? Acum nu pleacă, doar în septembrie particular. Până în acest moment nu au fost prezentate în centrele noastre de recoltare bilete corect completate pentru prevenție. Trebuie ca pacienții să înțeleagă că nu orice bilet de trimitere este automat acceptat în afara fondurilor disponibile prin contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate. Au precizat pentru știrile ProTV reprezentanții unui alt laborator privat. Biletele standard au fost trimise la tipărit și vor fi gata săptămâna viitoare. Însă până atunci, doctorii de familie pot prescrie alt tip de bilete pentru analize și consultații de prevenție. Normele au fost deja publicate, trebuie doar citite, atât de medicii de familie, cât și de cei din laboratoare. Folosim bilete existente de mai mulți ani, dar pe care era specificat că laboratorul plătește din fondul proprii analizele. Instrucțiunea este să tăiem pe o linie acea mențiune. Aceste analize fac parte din noul program de monitorizare și prevenție adoptat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Concret, medicii de familie le pot prescrie persoanelor de peste 40 de ani care riscă să dezvolte anumite afecțiuni, având în vedere istoricul lor medical sau al celor din familie. Dacă nu acceptă să facă aceste analize, laboratoarele pot fi sancționate. Conform prevederilor contractuale, sancțiunile sunt foarte clar stipulate acolo, avertisment în prima fază, apoi reducerea valorii de contract cu anumite puncte procentuale. Programul a intrat în vigoare de la 1 iulie. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.